Echipele de mini-handbal ale Clubului Sportiv Școlar Hunedoara și Club Sportiv Orășenesc Vulcan au ocupat poziții modeste la turneul final al campionatului național desfășurat de curând la Târgu Mureș. Ambele echipe au fost învinse în jocurile pentru stabilirea clasamentului final. CSŞ Hunedoara s-a clasat pe locul 14, după ce a pierdut jocul de clasament cu scorul de 15-20 cu LPS Suceava. CSO Vulcan a ocupat locul 16, ultimul, după ce a fost învins scor 7-16 de CSŞ Viitorul Cluj-Napoca. Cele două reprezentante ale județului Hunedoara, CSŞ Hunedoara și CSO Vulcan, s-au înfruntat între ele în faza a doua a competiției, cea a jocurilor de clasament. Victoria a revenit fetițelor de la Hunedoara cu scorul de 26-9. În fața grupelor, CSŞ Hunedoara a fost a treia cu 3 puncte în grupa A, iar CSO Vulcan a patra cu 0 puncte în grupa D. Campioană națională la mini-handbal feminin în 2014 este echipa HM Târg Vâlcea, care în finala mare a învins scor 13-10 pe ACS Olimpic Târgu Mureș. Locul 3 a revenit formației CS United Galați.